Dobar dan, bună ziua, vă adresez un salut călduros tuturor și mulțumesc doamnei prim-ministru, colegii mele dragi care actualmente se află pe această funcție, dar împreună am activat în calitate de europarlamentar în cadrul Parlamentului European. Vă mulțumesc așadar și faptul că ne aflăm aici demonstrează intenția, dar și desfășurarea celei mai bune colaborări bilaterale între România și Croația, între Croația și România, un dialog deschis la nivelul miniștrilor, la nivelul ministerelor, la nivelul colegilor. Mărturisim că nu a marcat în ultima perioadă un asemenea dialog atât de constructiv și avansat. În mod special ne bucură faptul creșterii schimbului comercial, care a marcat 310 milioane de euro, dar în același timp și declarația de intenție între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind consolidarea cooperării bilaterale în domeniul apărării și securității, pe care au semnat-o împreună, care în mod cert va contribui la dinamizarea și apărarea statelor noastre. Ne bucură de asemenea faptul că în relațiile acestea bilaterale dintre Croația și România un rol important îl joacă și minoritatea croată din România, respectiv comunitatea română din Croația. De asemenea, sunt satisfăcut cu faptul că ne-am atins de toate temele politice cu care ne vom confrunta în perioada președinției în cadrul trioului pe care vom prelua din 1 ianuarie 2019 până în 30 iunie 2020, așadar România, Croația și Finlanda. Venim în postura de președinte al Consiliului Europei atunci când există o serie de provocări în fața acestei Consiliu. De la ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană până la alegerile în cadrul Parlamentului European și respectiv la cadrul acesta financiar multianual. Așadar, trebuie în săptămânile viitoare și lunile viitoare să convergem în postura comună a atingerii diferitor scopuri împreună cu Finlanda, astfel încât să gestionăm așa cum se cuvine și viitorul Uniunii Europene, fapt care ne va fi înlesnit cu prilejul summitului care va avea loc la Sibiu. O temă iarăși comună a fost și chestiunea Dunării, strategia Uniunii Europene, așadar cu privire la strategia Dunării, astfel încât de la Schwarzwald și până la Marea Neagră să îmbunătățim considerabil coridorul acesta care să permită colaborare economică, comercială avansată. Spomenuli smo i činjenicu da i Rumunjska i Hrvatska sudjeluju u inicijativama Tri mora. Am amintit și inițiativa celor trei mări, astfel încât România la Marea Neagră, Finlanda la Marea Baltică și Croația la Marea Adriatică să îmbunătățească colaborarea și în acest segment. Un alt criteriu este atât interesul României cât și cel al Croației, spațiul Schengen, consider că am atins un grad avansat dacă nu am îndeplinit pentru totul condițiile tehnice, astfel încât să aderăm și în acest spațiu. Am informat-o pe doamna prim-ministru și cu privire la inițiativa pe care Croația a adoptat-o săptămâna trecută, este vorba de adoptarea monedei euro. O a doua chestiune cheie cu privire la îndeplinirea scopurilor în cadrul Uniunii Europene.